dragilor, cred că este așa de nimerit în această după-amiază să fim mai mult decât recunoscători lui Dumnezeu pentru acest moment de celebrare. Eu încercam să-mi imaginez cum era satul Toflea acum 30 de ani. Ce cântece se cântau pe aici? Nu vreau să aud, nici chiar nu vreau să le aud, dar ce cântece se cântă astăzi? Care erau relațiile dintre oameni atunci? Care era speranța oamenilor de atunci? Așa că în acest moment de celebrare, când deschideți parte din săptămâna aceasta dedicată inaugurării lăcașului de cult, templul Rugul Aprins din Toflea, aș vrea să ne amintim că în realitate totul este despre El, care a transformat viețile noastre, care a pus cântecul de laudă pe buzele noastre, ne-a schimbat inima, ne-a dat o altă perspectivă și după ce a schimbat interiorul, a început ca totul în jurul nostru să fie transformat. Așa că putem spune împreună cu psalmistul, tot ce este în mine să binecuvânteze numele Domnului. Vreau să mulțumesc pastorului Vasile Căpitanu, lui Oniță, pentru invitația pe care mi-a făcut-o de a fi parte la sărbătoarea dumneavoastră. Felicit pe toți cei ce v-ați făcut timp să fim împreună la acest moment atât de special. Vreau să transmit membrilor Bisericii Rugul Aprins, prietenilor care au fost alături de cei din Toflea de-a lungul procesului de construcție, celor care ați muncit efectiv fizic aici, vreau să mulțumesc celor care ați creat, care ați gândit detaliile, care v-ați pus la dispoziția lui Dumnezeu îndemânările și cunoștințele voastre pentru această frumoasă operă. Vreau să mulțumesc oaspeților de aproape și de departe. Vreau să mulțumesc oficialităților, pentru că împreună realizăm de fapt că Dumnezeu face ceva aici, în comunitatea dumneavoastră. Edificiul acesta are o poveste de spus. Povestea oamenilor credinței. Oameni care au visat la o comunitate vie, matură, vibrantă, relevantă și cu impact nu doar în Toflea, ci până la marginile lumii. Au visat la un loc în care să se adune și să se închine. La un lăcaș de cult atât de frumos, de primitor, de cald. Pentru asta au jertfit mult. Timp, energie, creativitate, bani, toate acestea le-au făcut de bunăvoie, uniți în dragoste și conduși de un scop mult, mult mai înalt decât lucrurile trecătoare ale acestei lumi. Și călăuziți din plin de lumina pe care au primit-o de sus și de dragostea divină pe care Dumnezeu a revărsat-o în inimile lor față de semenii lor, au pus totul la dispoziție ca astăzi să putem avea acest lăcaș. Au așezat piatra din capul unghiului, au ales să zidească pe stâncă, pe stânca viacurilor, în speranța slavei ce va veni și pe promisiunea Harului Divin. Fiii și fiicele voastre au intrat în aceste facilități. Aceasta este familia voastră. Casa aceasta devine casa familiei voastre din Toflea. În locurile în care pentru o vreme au fost sanctuarele voastre trecătoare, ați văzut mâna Atotputernicului Dumnezeu, dar niciodată n-ați fost mai siguri decât atunci când, trecând prin adversități, incertitudini și nesiguranță, ați ales să vă încredeți în Dumnezeu
și ați făcut din visul acesta, de fapt, voia lui Dumnezeu. Trecutul, prezentul și viitorul vostru al toflenilor se găsește în casa aceasta. Vreau să spun în această zi trei lucruri. În primul rând, aș vrea să avem un timp în care să reflectăm, apoi să anticipăm și apoi să celebrăm, că aici este o reuniune. Trei lucruri pe care vreau să le las comunității dumneavoastră la această frumoasă sărbătoare. În primul rând, ziua aceasta, inaugurarea templului Rugul Aprins, este un moment al reflectării. Și vreau să citesc din Scriptură, dacă vreți să deschideți la Iosua, capitolul 4. Aș vrea să citesc de la versetul 4 până la versetul 7 și apoi versetul 24. Deschideți, vă rog, împreună cu mine la Iosua, capitolul 4, începând cu versetul 4. Avem aici niște pietre de aducere a minte. Iosua a chemat pe cei 12 bărbați pe care i-a ales dintre copiii lui Israel, câte un bărbat din fiecare seminție, și le-a zis: treceți înaintea chivotului Domnului, Dumnezeului vostru, în mijlocul Iordanului și fiecare din voi să ia o piatră pe umăr după numărul semințiilor copiilor lui Israel, pentru că acesta să fie un semn de aducere a minte în mijlocul vostru. Când vor întreba copiii voștri într-o zi: ce înseamnă pietrele acestea? Să le spuneți: apele Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotului legământului Domnului, când a trecut chivotul Iordanul. Apele Iordanului s-au despicat în două și pietrele acestea să fie totdeauna o aducere a minte pentru copiii lui Israel. Și acum citesc versetul 24. Pentru ca toate popoarele pământului să știe că mâna Domnului este puternică și să vă temeți totdeauna de Domnul, Dumnezeul vostru. Este un moment unic și istoric în tot ceea ce a însemnat pelerinajul poporului lui Dumnezeu. Și sunt câteva lecții pe care le putem învăța de la aceste pietre de aducere a minte. De fapt, când citești povestirea de aici, este punctul culminant al unei părți importante din istoria biblică. După 40 de ani de așteptare, acum, în sfârșit, Israelul este gata să intre în țara promisă. Este un moment emoționant. Acum, când trec cu piciorul lor peste râul Iordan, care se deschide înaintea lor, arătând puterea miraculoasă a lui Dumnezeu, în urma lor este pustiul. Pustiul cu arșița lui dogoritoare, loc unde au mărșăluit pentru decenii, unde au ajuns până la epuizare. Acolo, în urmă, rămân amintirile dureroase, determinate de tragediile pe care le-au întâmpinat. Rămân cei dragi pe care i-au înmormântat acolo. De fapt, o generație întreagă care nu s-a încrezut în promisiunile lui Dumnezeu și a murit acolo, în pustiu, cu nasul în nisip. Sclavia din Egipt, viața nomadă, intemperiile vremii rămân experiențe ce acum sunt apuse. În fața lor se deschide un nou capitol. Înaintea lor este o țară mai bogată decât visele lor, mai roditoare decât speranțele lor și mult mai frumoasă decât imaginația lor. Și acum, în sfârșit, devine realitate prin promisiunea lui Dumnezeu. Trebuie să fi părut nerealist pentru ei să pășească în sfârșit în Canaan, ca atunci când deschizi pentru prima dată ușa primului tău apartament. Ți-ai imaginat cum va fi. Ai planificat tot ceea ce trebuia făcut. Dar acum, când pășești, te năpădesc emoțiile.
să vezi împlinite promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut lui Avram, trebuie să fi fost ceva copleșitor. Bucuria lor a explodat cu ultimile evenimente la care au fost martori. Și când au ajuns la Iordan, tocmai au constatat că Iordanul era în faza în care se revărsa. Era amețitor prin viteza cu care se deplasa și periculos prin forța lui. Râul părea imposibil de traversat. Dar, dragii mei, exact aici intervine Dumnezeu, săvârșind o minune ca atunci când Marea Roșie s-a deschis la ieșirea lor din Egipt. Dumnezeu mai deschide încă o dată pentru ei drumul prin apă. Dumnezeu a vrut să le comunice că ceea ce le-a spus prin Moise cu ani în urmă se împlinește acum. Și iată din nou mâna lui Dumnezeu la lucru în același mod pentru a asigura pe poporul său că el este credincios și tot ce promite Dumnezeu se va împlini, slăvit să fie El. Încerc să-mi imaginez bucuria pe care au experimentat-o când au trecut Iordanul, când cântecul lor a izbucnit din pieptul de robi, când acum aleg să se închine într-un mod liber, în sfârșit în țara promisă. Dar imediat ce au traversat Iordanul, Dumnezeu le cere să facă ceva specific și le spune, Iosua, capitolul 4, primele 3 versete, 1 și 3, până la 3, după ce a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul, Domnul a zis lui Iosua, ia 12 bărbați din popor, câte un bărbat din fiecare seminție, dă-le porunca următoare, luați de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde s-au oprit preoții, 12 pietre pe care să le duceți cu voi și să le puneți în locul unde veți petrece noaptea aceea. Și pietrele acestea, puse una peste alta, se transformă într-un stâlp de aducere a minte, loc în care Dumnezeu și-a demonstrat puterea, dând orice obstacol la o parte. Și când vor întreba copiii voștri, wow, ce frumos este să ai ce să răspunzi copiilor. Iosua, capitolul 4, versetul 6, partea a doua. Când vor întreba copiii voștri într-o zi, ce înseamnă pietrele acestea pentru voi? Să le spuneți, apele Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotului legământului Domnului, când a trecut chivotul Iordanului. Apele Iordanului s-au despicat în două și pietrele acestea să fie totdeauna o aducere aminte pentru copiii lui Israel. Versetul 24, pentru ca toate popoarele pământului să știe că mâna Domnului este puternică și să vă temeți totdeauna de Domnul Dumnezeul vostru. Ei, dragii mei, asta se întâmplă atunci când imposibilul se întâlnește cu promisiunile lui Dumnezeu, cu cel care și astăzi își zidește biserica sa și porțile locuinței morților nu vor fi niciodată în stare să o nimicească. Așa că vă invit în această zi cu totul specială să celebrăm ceea ce Dumnezeu a făcut de data aceasta în rugul aprins. Și aici noi realizăm faptul că Dumnezeu a împlinit o promisiune pe care a făcut-o față de poporul său când a spus că el nu se uită la fața omului, ci el se uită la inima omului și el s-a uitat în valea aceasta a dumneavoastră, despre care am aflat încă o dată în seara aceasta că a fost o vale a plângerii și a văzut tânjirea și a văzut sufletul zdrobit și a văzut lipsa de speranță și a văzut lacrimile voastre și Dumnezeu a spus, vă iubesc în egală măsură ca pe orice etnie de sub soare și pentru că în ochii mei sunteți prețioși voi cei din Toflea, l-am dat pe Iisus Hristos să moară la cruce pentru voi, pentru ca oricine va crede din neamul toflenilor să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și asta face Dumnezeu în Toflea,
unde nu era speranță, unde nu era direcție, unde nu era perspectivă, El vine și imposibilul se transformă într-o binecuvântare. Ce reprezintă pentru noi astăzi la Toflea? Ce a reprezentat pentru ei atunci aceste pietre de aducere a minte? În primul rând, totul despre Dumnezeu. Dragii mei, aici nu-i vorba despre pietrele fizice. Îs frumoase, mie îmi place, am intrat aici și am simțit mirosul de nou, de proaspăt, de frumos, de cald, de ambient plăcut. Dar vreau să vă spun că atunci când Dumnezeu se uită peste tot ceea ce este aici, cred că admiră frumosul. Dar tare cred și am de plină convingere că pentru El, voi care respirați și eu împreună cu voi, noi suntem importanți în ochii Lui, iar noi trebuie să întoarcem toată slava spre El, pentru că aici este vorba despre El. Văzând acel morman de pietre și auzind povestea din spatele lor, poporul Israel trebuia să știe că nu de unul singur a trecut Iordanul. Și nici dumneavoastră n-ați trecut de unii singuri prin toate intemperiile, adversitățile ca să ajungeți aici. Aceste pietre comunicau: Dumnezeu a făcut aceasta. Prin mâna Lui am traversat Iordanul. Prin puterea și credincioșia Lui s-au realizat aceste lucruri. Oare putem spune și noi, cei ce suntem astăzi adunați aici, nu prin puterea noastră, nu prin înțelepciunea noastră, nu prin abilitățile noastre, ci Dumnezeu, care este atotputernic, a transformat pustiul în ceea ce vedem în această zi. Putem spune asta? Amin. Slăvit să fie Domnul nostru. Clădirea aceasta trebuie să ne comunice tuturor că dacă Dumnezeu nu zidește o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Devotamentul vostru, sfințit de Dumnezeu, vă ajută să înțelegeți acest mare adevăr pe care tot Dumnezeu spune: lucrul acesta nu se va face prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. De la un început până la sfârșit, cu fiecare ban adunat, cu fiecare muncă depusă, toate acestea vorbesc despre credincioșia lui Dumnezeu. Așa că primul lucru când reflectăm la pietrele acestea de aducere a minte este să realizăm că totul, absolut totul, este despre Dumnezeu. Putem să-L aplaudăm pe El? El singurul vrednic să primească mulțumirea, închinarea, slava și puterea, pentru că El a fost credincios. Și atunci când poate unii n-au mai crezut că se poate întâmpla lucrul acesta, Dumnezeu a rămas credincios. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez este faptul că Dumnezeu v-a dat clădirea aceasta și ne-a așezat niște oameni atât de frumoși și valoroși ca voi, pentru că avem un scop misionar. Pentru ca, iată ce spune Iosua, da? Iosua 4 cu 24. Pentru ca toate neamurile pământului să știe. Pentru ca toate neamurile pământului să știe că mâna Domnului este puternică la Toflea. Pentru ca să vă temeți totdeauna de Domnul Dumnezeul vostru. Dragii mei, nu trebuie să fie nicio confuzie. Noi nu avem nicio altă misiune pe pământul acesta. Nu să ne glorificăm pe noi, nu să ne etalăm talentele noastre. Noi avem o misiune pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o și anume să fim preoți care să-L reprezentăm pe El până la marginile lumii. Și aceste facilități pe care Dumnezeu vi le-a dat nu sunt pentru a deveni mândri, aroganți sau confortabili, ci toate acestea sunt pentru slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea oamenilor. În al treilea rând, când reflectăm la pietrele acestea, trebuie să ne schimbăm pentru a merge mai departe cu Dumnezeu. Da, pietrele din Iordan marcau lucrarea lui Dumnezeu în poporul său. Era mărturia poporului care era
gata să lase în urmă ce știau. Și asta e o parte grea, să știți. Ce au experimentat ei până atunci era de domeniul trecutului. Aveau în față noul și acum trebuiau să se încreadă în Dumnezeu și să accepte noul. Ascultați voi, poporul Domnului, între momentul în care Dumnezeu a așezat visul său în inimile voastre și realizarea aceasta, ați trecut prin vremuri grele. A fost crivăți pe aici, furtună. Ați avut propriile voastre îndoieli. V-ați întrebat cum va lucra Dumnezeu, de unde vom avea bani, ce vom face când tinerii pleacă de aici, din Toflea, ce urmează. Și ați rămas credincioși. Și în mod special vreau să spun ție, Vasile, și lui Ioniță, că în ciuda faptului că ați fi putut pleca unde-s comunitățile voastre, ați ales să rămâneți aici. Dumnezeu va răsplăti credincioșia voastră. Continuați să vă încredeți în El. Și acum suntem chemați să privim înainte, spre marea chemare pe care Dumnezeu ne-a făcut-o, fără să ne mai uităm la trecut. Nu din înțelepciune, spune cartea Proverbelor, zicem, pe vremuri era mai bine. Pentru că Dumnezeul care a lucrat acum 30 de ani în Toflea, este Dumnezeul care lucrează și astăzi în Toflea. Credeți acest lucru? Dumnezeul care v-a mântuit pe dumneavoastră, va mântui și copiii dumneavoastră. Dumnezeul care a schimbat viețile dumneavoastră, va continua să schimbe vieți de ale toflenilor. Dar nu doar că rămânem la această reflectare asupra trecutului, aș vrea să vă invit acum la anticipare. Pentru că sărbătoarea aceasta este o vreme a anticipării. Anticipăm ceea ce dorește Dumnezeu să facă prin noi în următorii ani. Anticipăm marea celebrare, scuzați-mă, când vom ajunge în țara promisă pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Am aici o schiță cu cele 7 sărbători ale evreilor de-a lungul anului, nu o să insist asupra ei. După cum vedeți, sunt grupate în 3, primăvara erau 3 sărbători, Paștele în general se numește, în mijlocul verii erau Rusaliile și toamna mai erau 3 sărbători care pot fi numite corturile, sărbătoarea corturilor. Dar ce vreau să subliniez aici este că dacă vă uitați, toamna începe cu sărbătoarea trompetelor sau așa numita sărbătoare a noului an. Și mesajul pe care îl transmitea sărbătoarea aceasta era acesta: vara s-a sfârșit, arșița nu mai este, munca s-a încheiat, holdele sunt strânse, veniți acasă, veniți să celebrăm. Unii dintre cei care au fost cu voi de la începutul acestei lucrări, muncind împreună cu voi, astăzi ei deja sunt acolo pentru că au auzit sunetul trompetei. Alții dintre noi îl vom auzi poate în următorii ani. Ce glorios va fi când mici și mari, cei ce vor fi în viață ca și cei ce au adormit în Domnul între timp, vom auzi sunetul trompetei. Când ni se va spune, vara s-a sfârșit, arșița s-a încheiat, holdele sunt strânse, durerea voastră s-a încheiat, veniți acasă să celebrăm. Wow, ce minunat va fi momentul acela când ne vom întâlni cu toții în văzduh și îl vom întâlni pe Domnul nostru. Dar până atunci, până la acea zi pe care o anticipăm, avem o lucrare pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Trăim într-o lume care este într-o criză mare. Și nu știu dacă trebuie să vă mai descriu eu criza aceasta. Schimbări ideologice, religioase, politice, militare, geografice, geostrategice, decadență morală, radicalizarea mesajului islamic, așa numită corectitudine politică. Dar, dragii mei, în timp ce asistăm la această decadență morală, vreau să vă spun că Dumnezeu are pentru toate acestea o soluție și soluția lui Dumnezeu este biserica sa.
Biserică care trebuie să ofere familii sănătoase, puritate morală și în mijlocul unei lumi care se clatină, siguranța de aceea, noi vom continua să întrupăm mesajul Evangheliei în viața noastră și să-l proclamăm oriunde ni se oferă posibilitatea. Și ne rugăm ca în timp ce facem lucrul acesta, Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos să fie însoțită cu semne și minuni. În numele robului Domnului nostru Iisus Hristos. În al treilea rând, sărbătoarea aceasta este una a reuniunii. Mă uit că unii ați venit din Anglia, din diverse locuri, din Germania. Nu știu să vă spun eu pe toți de unde ați venit. Probabil că sunteți din alte locuri unde ați fost pentru o vreme mutați. Dar zilele acestea se transformă într-o reuniune a toflenilor. Și așa cum vă știu eu, voi chiar știți să celebrați, comparat cu noi, da? La cât v-ați propus să vă culcați în noaptea asta? Nici nu există întrebarea asta, nu? Cât o dura? Da? Celebrăm, ne-am văzut cu prietenii noștri, cu frații noștri, cu rudele noastre, cu copiii noștri, cu cei dragi, da? Ei, și asta aduce dulcea părtășie frățească. Ați pornit aici o mână de oameni, da? V-ați întâlnit în, așa înțeleg, în familia, unde ești Gheorghe? Da, în familia tatălui lui Gheorghe, acolo câțiva oameni. Eu mi-amintesc, spre exemplu, în 1993, când tatăl meu zicea, mă duc la Toflea la o înmormântare. Nici n-am auzit, vă rog să mă iertați, nici n-am auzit până atunci de Toflea. Apoi mi-amintesc că Eugen Iordache, care e coleg cu mine acum și cu soția lui, au venit într-o zi și au spus, am fost la Toflea. Și nici nu vă puteți imagina ce se întâmplă în Toflea. Ce se întâmplă în Toflea? Ce e în Toflea? Ce nu vă puteți imagina. Am întâlnit niște oameni care când cântă, cerul se unește cu pământul. Când realizează cine au fost și de unde i-a scos Hristos, radiază de bucurie. Și am zis, asta e în județul nostru? Da, zice, rușine ție, e în județul nostru, Dumnezeu aici face o minune. Și am venit și eu, cred că tot prin anul 2000, prima dată. Și v-am văzut de la mâna aceea de oameni, un grup mai mare și mai mare, și iată ce face Dumnezeu. V-am prăștiat între timp peste tot, pentru că vrea ca și alții, uitându-se la voi, să realizeze că, wow, este un Dumnezeu mare care face o lucrare deosebită. Dar în timp ce sunteți împrăștiați, sărbătoarea aceasta va aduce împreună și dulce părtășia aceasta. Dați-mi voie să citesc dintr-o poezie care mi este foarte dragă, scrisă de Traian Dors și spune așa, nu-i loc mai sfânt decât acela unde-i Hristos și unde s-ai săi. Acolo-i Duhul Sfânt puterea, acolo-i dragostea văpăi. Cuvântul Sfânt, acolo-i soare, credința-i umblet fericit, iar părtășia simțitoare e avântul cel mai strălucit. Nu stări mai sfinte ca acela de pe taborul luminos, când e Hristos în toți ce cântă, când toți ce cântă sunt Hristos, când de Hristos e plin cuvântul și în rugăciune-i plin de El, atunci și afară și în lăuntru Hristos străluce în orice fel. Nu-i ceas mai sfânt decât acela în care-s frații adunați și inimi lângă inimi una, în duh se roagă îngenunchiați. Când rugăciunea lor se înalță scăldată în lacrimi prin Hristos, îngerii-s frați, iar frații-s îngeri, pământul-i sus, iar cerul-i jos. Nu-i har mai sfânt decât acela să fii cu Domnul și cu ai săi, în rugăciune și în cântare și în lacrimi lângă frații tăi.
oriunde s-i ei, fă tot și du-te. Oricât sunt ei, fă tot și stai. Oricum sunt ei, fă tot și caută, căci unde s-i ei, e un colț de rai. Așa că aș vrea să concluzionez gândurile mele, să vă spun că e așa de frumos să ai stâlpi de aducere aminte în viață. Și vreau să te invit să te gândești la ce a făcut Dumnezeu în viața ta și să marchezi prin stâlpi de aducere aminte care să-i determine pe copiii tăi, pe copiii copiilor tăi să te întrebe ce înseamnă asta și să le zici: aici este momentul în care Dumnezeu a făcut asta sau asta. Și apoi, ca și comunitate, când copiii voștri vă vor întreba: Oniță, ce a fost pe dealul ăsta, te-am întrebat? Ce, niște case dărâmate, opajiște și animale care pășteau. Totul s-a schimbat în momentul în care a spus o temelie. Totul s-a schimbat în valea asta, când Hristos a pătruns aici, nu-i așa? Jalea s-a transformat în cântec de veselie. Eu vreau să vă spun că mie îmi lipsesc cântecele voastre de veselie, nu vă supărați pe mine. Dar eu când v-am cunoscut, voi mi-ați făcut terapie pentru suflet. M-am uitat la voi și nu venea să cred că puteți fi atât de bucuroși. Era dragostea din tâi care ardea în inimile voastre. Și nu de puține ori Dumnezeu ne spune: întoarce-te la dragostea din tâi. Lăsați trecutul, lăsați pustiul, lăsați dogorirea, lăsați ce a fost în trecut și focalizați-vă pe ceea ce Dumnezeu are înaintea voastră. Vreau să vă invit să trăiți cu anticipare, trăiți-vă viața cu anticipare. Dumnezeu încă este pe tron, frați tofleni, surori de aici din Toflea. El urmează să vină, de aceea salutul bisericii primare n-a fost pacea Domnului, să știți. Ei nu așa se salutau. Știți cum se salutau? Maranata, Domnul nostru vine, pentru că la fiecare întâlnire dintre doi credincioși se anticipa momentul în care Hristos va reveni și noi ne vom întâlni cu El. Da, El urmează să vină, așa că fii gata. Și apoi, nu în cele din urmă, ține la părtășia frățească. Diavolul vrea să o distrugă. Diavolul aduce tensiune, diavolul aduce ură, diavolul aduce amărăciune. Dar vreau să vă invit în numele Domnului Iisus Hristos, țineți la părtășia frățească. Dacă Dumnezeu v-a ajutat până aici, El este credincios și drept ca tot ceea ce a început să ducă până la bun sfârșit. Așa că la acest moment de sărbătoare putem spune: a Lui să fie slava, cinstea, închinarea, onoarea și puterea de acum și în vecii vecilor. Amin.